Suntem frați buni sau frați vitregi? Cum se zice că suntem? Ba nu, că dacă ești frate de tată, ești frate bun. Frate vitreg e fratele de mamă. Nu știu, mă depășești. Hai, explicați-ne și nouă jos în comentarii că ne depășesc lucrurile astea. Noi știm că suntem frați. Zamă, ți-ai făcut, mă, testul? Și? A ieșit negativ, nu? Ok. Păi că și Diana și-a făcut testul și a ieșit și al ei tot negativ, deci nici eu n-am nimica. Și hai că vin pe la tine. Plec acum, mai puțin de 2 ore ajung la tine, da? Hai, ne vedem de acolo. Pa, pa. Ok, bine, pa, pa. Daniel mă întreba că de ce oprim să mâncăm. Păi oprim să mâncăm pe mine, că pe mine așa m-a învățat mama mea. M-a învățat că atunci când te duci în vizită, trebuie să te duci sătul. Sau cel puțin să mănânci înainte, că nu știi ce ți se pune pe farfurie, ce ți se dă să mănânci acolo și murim de foame. Chiar dacă mergem la fratele meu, trebuie să mâncăm, da? Că așa m-a învățat mama, așa m-a sfătuit ea când eram copil. De la noi de acasă până la fratele meu sunt cam 160 de kilometri, 100 de mile. Și jumătate din distanță mergem pe drum național, pe A40, iar cealaltă jumătate, de la Oxford până la el, mergem pe autostradă. Sunt radare care nu îți măsoară viteza, îți fac calculul la viteza medie cu care mergi și n-ai cum să le păcălești. De aceea toată lumea păstrează cam aceeași viteză, viteza maximă. Uite cum intrăm. De aici încolo începe vântul și viteza și traficul, multe mașini. Gata, ne-am încadrat, suntem pe M40. Am învins și am ajuns. N-am ajuns chiar la el, am ajuns în oraș și mie îmi place mereu coborârea asta, cum se vede așa tot orașul. Vreau să vă arăt și vouă. Bineînțeles că trebuie să fiu atent și la radare, că sunt radare pe coborâre, bineînțeles. Uite ce frumos se vede de aici de sus. Este un oraș care se află pe dealuri, de-a lungul unei văi. 30, frână că ne prăpădim, frână că luăm amendă. O, am reușit și am ajuns, dar n-am știut niciodată unde pot să parchez aici în fața casei. La dreapta sau la stânga? Niciodată n-am știut, las că îl întrebăm pe Răzvan. Hai că am ajuns, hai tati! Hai că vin eu după aia și iau bagajele, da? Da. Honda! Păi așa a fost vorba, eu am venit, ți-am arătat testul la intrare. Eu ți-am arătat testul la intrare și vii tu aici și zici, unde e paracetamolul? Ce să mai, gata, plec acasă, nu mai stau. Vezi? Nu mai stau. Puneți mască. Eu plec? Puneți mască dacă vrei să nu iei paracetamol de la mine. Să-mi pun mască, da. Păi da, mă, dar nu pot să beau bere cu mască, mă, zamă. N-ai văzut cum? Am murit. Bă, da, am văzut ăla cu două măști. Bă, da, mișto, gupi. Dar nu mai ai decât gupi? Mama. Aici? Sunt și ăia, dar săracii nu mai au loc de gupi. Nu mai au loc de gupi, îi și vinzi? Dacă ești curios, Răzvane, uite-te la ea că mă să fac un duș. Zamă, îi și vinzi, mă? Ți dau gratis. Îi dai gratis? Din nou. Ta-da! Și am ajuns la Răzvan și la Zarian acasă. Ce, mă? Da, eu... Și facem aici, avem activitate educativă. Construim Lego. Ne batem pe o cutie de Lego. Construim Lego, fiecare ne-am făcut echipe. Da? Să luăm de acolo.
Tu ce faci acolo, Zarian? Uite, activități de weekend. Ne jucăm? Copii, copii mici, copii mari sau părinți mici? Voi părinți mici care sunt precum copii. Noi suntem niște părinți copii care ne jucăm cu voi cu Lego. Da? Ce cauți, Ioane, acolo? Ah, ceva în plastic. Tu de ce vorbești, Zarian, în engleză? Ia vorbește și tu în română, ca să vorbească și Daniel în română cu noi. Pe Zarian a zis că vrea să vorbim. Ah, este mai cu engleză. În română, păi vezi? În hai, în salut, te rog tu. Vorbim, vorbim în hai. În salut, nu. Ah, în salut. Îți mai trebuie de alea transparente. De unde să mai luăm? I need one as well. Nu mai avem piese. Băi, deci până noi ne jucăm cu Lego aici cu copiii, haideți să vă spunem care e povestea. El e fratele meu, el e Zamă. De ce Zamă? De ce Zamă? Chiar așa, de ce Zamă și de ce Masaru? Eu sunt Masaru, el e Zamă. Eu așa îi strigam pe toți în liceu. A, de Zamă e poreclă. Rămasă din liceu. Și, pe și cum te strigă pe tine, Zarian? Chiar sunt curios. Pe tine, Zarian, cum te strigă în afară de tata? Zamă, te strigă cumva? Te strigă, Zamă? Nu mai strigi tu pe mine. Tacto. Tacto și tata, atâta. A? Tu, da. Ioane? Da. Ia zi, pe mine cum mă cheamă? Dad. Dad și dad mai cum? Și? Mai cum? Și Masaru, a? No, dad or father. Păi și mai cum mă cheamă? Masaru mă cheamă și Masaru? Yeah, but I don't call you that. A, tu nu mă strigi Masaru. I say father or dad. Da. Și pe mine Masaru, dacă o întrebați pe maică mea, nu ne știe după nume. Stă un pic să se gândească cum ne cheamă. Da. Eu sunt Masaru și el e Zamă. Eu am porecla din generală. Cred că după clasa 7-a de la fotbalistul italian Daniele Masaru și el, Zamă, așa îi striga pe colegii lui, Zamă în sus, Zamă în jos, Zamă în stânga, Zamă în dreapta și până la urmă l-au strigat așa și a rămas numele lui Zamă. Da. Am mai fie și, da. Am mai fie de-astea. Noi suntem doi frați buni, dar mai avem frați, pătați. Bă, dar noi mai avem frați. Mai avem pe Silviu, care este în București, mai mare decât noi. Primul copil al tatălui nostru cu prima soție. Noi suntem doi copii cu a doua soție și mai este Roxana, a treia soră sau frate. Cum se zice? A treia soră. Păi da, dar e frate. Cu a treia soție. Deci suntem patru copii cu trei soții. Suntem frați buni sau frați vitregi? Cum se zice că suntem? Ba nu, că dacă ești frate de tată, ești frate bun. Frate vitreg e fratele de mamă. Nu știu, mă depășești. Hai, explicați-ne și nouă jos în comentarii că ne depășesc lucrurile astea. Noi știm că suntem frați. E, și am ajuns la el. Ați văzut, după un drum plin de peripeții, apă, ploaie și tramvaie. Să avem un weekend, uite, să ne jucăm cu copiii, nu ne-am mai văzut, Lego. De când nu ne-am mai văzut, Zamă? Din iunie. Chiar dacă suntem la 160 de kilometri distanță, 160 de kilometri, sunt 100 de mile, 160 de kilometri, din iunie nu ne-am mai văzut. Noi am fost plecați în concediu, ei în concediu, n-am distanță, muncă, pe aici mă refer. Distanță, muncă, alte treburi, neglijăm. Și când avem ocazia, uite, ne bucurăm și noi și copiii. Să știe că sunt verișori. Să se aibă ca frații. Ce sunt verișorii? Da. Da, cousin, știi ce este? Ce? Verișorii sunt cum ești tu cu Ion. Tu ești verișorul lui Ion. Sau Ion este verișorul tău. Ce sunt verișorii? Sunt ceva ca frații, așa. Pentru că tații voștri sunt frați. O, your mother. Sau mamele. Ia zi, Doru. Picioarele așa la Ion. Și ai grijă să nu te ții bine de umerii lui. Și haide, Ioane, pune picioarele pe aici. Da. Gata? Da. Vă țineți bine? Da. Ding!
Ding! Ding! Al meu ding! Ding! Poc! Fundul! Au! My butt is on fire! Păi, haideți să vedem! Bă, vrem să vă spunem că noi am construit aseară la Lego și ne-a ieșit un cort. Și aici am dormit noi aseară, aici, în cort. Aici? Poți să vii aici? Păi venim aici amândoi. Haide, Ioane, auzi, poți să vii aici? Sunt aici. Haide, haide în cort. Sunt aici. Ce faci, mă? Da, mă, hai că vin și eu. Hai că vin și eu aici, în cortul vostru. Spunem că... Vino coace cu noi să spunem că... Hai, vino aici și tu să spunem că Daniel și-a lăsat Adidas și afară peste noapte, din greșeală, și tot din greșeală a și plouat afară, că nu trebuia să plouă. Da? Și acum când vroiam și noi să mergem la plimbare și să ieșim pe afară, Ioan are Adidas și uzi flash, că așa ai făcut, Ioane? Yeah. De ce ai lăsat afară? Nu știi nici tu, din greșeală. Așa că noi trebuie să plecăm și să-i cumpărăm lui Daniel niște cizmulițe ca să putem să ieșim la plimbare și vă spunem până data viitoare. Bye! If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below if you enjoyed the video. Bye! See you next one! Bye bye! Bye bye!